2.880 de lei a fost salariul mediu net în județul Vâlcea în luna mai a acestui an, cel mai mic din regiunea Olteniei. Cu toate acestea, datele oficiale arată că nivelul salarial a cunoscut o ușoară creștere de 0,6% față de luna ianuarie, când salariul mediu net a fost de 2.816 lei în Vâlcea. Am pornit undeva în ianuarie 2021 de la 2.816 lei, în februarie 2.769 de lei, 2.816 lei s-a revenit la nivelul lunii ianuarie, după care ușor, ușor acesta a crescut la 2.886 în aprilie, iar în mai 2021 a scăzut undeva ușor cu 6 lei la 2.880. Părerea mea că e mic. E mic? Da. Ce ați putea face cu banii ăștia într-o lună? Nu știu ce să... În Italia cât câștigați? Ne puteți spune? Sau care este câștigul minim? Minim e cam 1200 pe lună. 1200? De euro. Acolo în străinătate cât câștigi? Ne poți spune? 2000 de euro. 2000 de euro pe lună. Și ți ajung banii. În țară, când înainte să pleci, cum era? Luam banii și peste 20 de ani nu mai aveam nimic. E greu? Da. Am noroc că soțul are două joburi. Urmează să-mi iau și al doilea job, că altfel cu doi copii, unul de 16 ani, adolescent, care, mă rog, are mai multe nevoi decât cei mici, și unul mic care și el are la rândul lui nevoile lui, e destul de greu. Cu un singur job, nu. La polul opus, gorjenii au câștigat în luna mai cu 440 de lei mai mult decât vâlcenii și cu 311 lei mai mult decât doljenii. Pe fondul creșterilor salariale înregistrate în extracția de cărbune, câștigul salarial mediu net a fost de 3.323 de lei în Gorj, cel mai mare din regiunea Olteniei. De departe rămâne Gorjul, după care urmează Oltul, Doljul pe locul 3, Mehedințiu pe locul 4 și Vâlcea pe locul 5. În mai, câștigul mediu net a fost de 3.116 lei în Olt, 3.012 lei în Dolj. În județul Mehedinți, salariul mediu net a scăzut ușor de la 3.000 de lei în luna ianuarie la 2.987 în luna mai.